porni. Mă e de surprindere. Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit, oameni buni! Este foarte frig la mine la Strehaia. Uite, îmi fac o cafea la pachet. Că am decorat. Ia, zic-mi pe anuși. Ce să mai zic? Plângi că plec? Ha? Nu-ți pare bine? Nu. E, săptămâna asta am stat acasă. Ce să stau singur? La nuntă, te-am dus la nuntă, te-am dus peste tot. Mai acum plec la Timișoara, prieteni, și gata. Stau două săptămâni, cum am stat înainte. Să nu te mai prind. Mi-a pus haine, mi-a pus 10 tricouri, 10 perechi de pantaloni. Mi-a făcut bagajul, e full. Vă arăt rollerul, să vedeți. Nu ca înainte de... De mi-a dat 3 tricouri. Cum vă și eu, supărată. Vedeți, mi-am și cafea să nu mai dau bani. Uite, vezi? Mi-am luat pachet. Cafeaua. Îmi fac două să-mi ajungă până... Până am dat Timișoara, am dat Gojo. Uite, îmi pot o sticlă de apă. În balonă. Ce? Cu cine doar la rante? Cu cine? Eu nu uită cu Mădărin. Vezi? Îl aveți pe David. Aveți un bărbat în casă. Deci eram toți. Era frumos. Ce să mai zic? Iar dacă mai zic ceva, iar că... Nu zic nimic. Ca să nu supăr copiii. Că vezi? Nu vine și mie nebunia, dar îmi luau, cum să nu spun? Ce să nu spun de Lumina? Ce să nu spun? Păi... Gata, nu mai vorbești de nimeni. Lasă să fie toți. Fericiți. Nu, dar chiar e bătaie de joc. În familia noastră s-a ales praf. Ce să mai zic? Unde s-a căzut? Vezi sus, la peza, nu, dincolo, în mijloc. Aici? Mă, dincolo, ăla mare, acolo. Vedeți ce de bani aici? Acolo, bre, băgă Mădărina, pun ca cu zahăr în spate, vezi. Și n-am linguriță. Ia vezi în dulap, că e linguriță. Da. De ce aici? Da. Păi dacă tu te muscat țiganul cu portul. Pe zahăr, de 7 ani. Mă, nu e de 7 ani. Păi nu e dincolo unde am băut azi dimineața. Nu mai le-a dus Mădălina în spate, că trebuie să ne mutăm cu toate. Și am zis să nu ne mutăm, auzi, de acum, Mădălina. Păi normal, stai să vedem, că poate nu. După ce terminăm cu muratorile, auzi, Mădălina. Păi normal. Așa e, punem și noi muraturi. Auzi, ce ne luăm fricul de acolo, auzi. Nu mai luăm 10 damigiane de vin, luăm decât 2. Înainte era Neamișu. A beut Neamișu, e păcat să spune cineva că... Prieten, e păcat și ne spune da. Că n-am ținut la Neamișu. L-am prins prieten și nu o să-l prind în continuare, credeți-mă. Deci nu pot să-l uit, da, nu vreau să mai să-l spun. Uit. Este... A rămas în... A și ne e greu, să știți. Fără Neamișu ne e greu, să știți. Să nu credeți că... A, nu mai vreau să mai vorbesc, că... Am plâns pe omul ăsta, poate nu l-am plâns pe tata. A fost ca o tată pentru mine, a fost. Ce nu avea Neamișul la noi? Avea țigări, avea mâncărit, avea de toate, vin. El era la el, erau cheile de la beci. Da. Era șef, cum spunea și el. Cum prângeam eu după Lumina, când prângeam și aveam, eram supărată, așa prângea și el cu mine. Mai te un pic de zare. Ce economie fac eu cu muierea mea, uite. Da. Vezi? Ziceam, mă, fată, nu mai plânge că ești bolnavă și ești tineră. Așa și îi spuneam să mor și el zicea, și ce spunea? De ce să mor? Lasă să moară el, că n-are familie, n-are nimic, dar eu am familie, așa zicea. Ce vorbe? Ținea la noi, Neamișu. Lumina, să știi, două vorbe spun.
Să știi că și Neamișuia, până rău, era bolnav cum era lumina. Și a prins. Și când m-a sunat Neamișuia, eram plecat, că am plecat, știți, după ce am pus vlogul ăla atunci când a plecat, că am plecat și eu atunci, a doua zi. Și știi și tu, lumina? Și când m-a sunat Neamișu, Mex, vezi că nu mai am țigări să-mi aduci și mie țigări, că n-aș trebuit omul. Și când Neamișule se supăra să-mi pleca la București, o să-ți aducă mădălina, pentru că nu mai este lumina care să-ți aducă, că ea era șoferița noastră. Și când a auzit și el lumina, să știi că și el, bolnav cum era, spunea, bă, nu pot să cred. Cum am exact? Ce-a fost în capul lui el? Ce-a făcut, mă, frate? Și el spunea. Lumină pentru tine mesajul ăsta. Ce-a făcut, mă, fata asta? De ce era plecat? Ce avea? Ce n-avea? Ce-a făcut? Ce... În fine. Și el era cu lacrimi în ochi. Iar a văzut că iar sufeream și când mergeam la el și duceam țigări și alea, și el era... Și suna pe Mădălina și spunea să ai grijă de soacră ta. Să ai grijă de soacră ta, îți dai seama? Nu era niciun neam cu mine. O simplu om. Și a părut rău de mine, dar minte, nu mai vorbesc. N-are rost. M-a făcut tare, prea tare, dădui 5 boabe. Mai beți voi cafea de aici sau opresc? Eu nu beau. E cam tare. Serios tare, uite și tu ce nervi. Tare rău. Asta că beau așa. Să-mi ajungă. Ce să zic, îmi pare rău că uite plec. Te las singură. Cine are grijă de tine? Mădălina și... David, vă duceți la școală, aveți mașina lui Dănuț. Vă treziți în fiecare dimineață, cum m-am trezit azi, ai văzut? I-am luat plăcintuță lui Davidescu, Dănuț, uite Dănuț. Uite câtă plăcintă am luat, că era caldă. Am mâncat și eu una. Uite, ia să usc acolo și... Uite, acum ce? O încălziți, o băgați în ala, la cuptor? Și o mâncați. N-ai tot să mâncăm, măi, când mă văd așa, eu mai mănânc. Auzi, fii aia, îmi spun și eu aici de față cu prietenii. Cum sunteți voi două? Dormiți într-o cameră. Eu nu pot să dorm acolo. Pardon. Știi, eu nu pot să dorm acolo la Dănuț, în cameră nu pot. Simt că mă sufoc. Hai la Mădălina, să spun. Vino, faci. Aude copilul și nu mai scânde. Hai, vino, că vă chem mai și ia uite, e îndesat, e full, e full ăsta. Și nu mai chevaiți, că nu ți-am pus. Mădălina, ia. Nu vă aveți pe filmare. Dovadă. Păi degea la copii să mănâncă. Ce dovadă? Ce? Pune vorbul eu de duci pe ea. La bucătărie. Păi mânca copilul. Vreau? Nu plec, mă duc în oraș. Ia închide ușa, hai. Vreau să spun ceva. Ce? Aici ești pe un loc. Când ai voie, tu ești mic, da? Și... Lasă-l să... Hai spune că aud. Mădălina. Eu plec să dorm cu ea. Nu lăsa singură, că uite-n mine. Vulpanul, te pui tu cu vulpanul. Auzești? Da. Cum e ea și se sufocă noaptea. Da, papule. Auzi, ai venit la școală să faci lecțiile, da? Hai, du-te puțin, o jumătate de oră la calculator. Hai, dă-i un pupic, hai. Dă-i un pupic, hai. Dă-i căbotul. Vadă că să luăm gândit, vadă că ce. Ce dovadă! Hai, ce-au lăsat? Plec, Dănuț, ăsta, plec la Timișoara.
Să ai grijă de bunica, să dormi cu ea, da? Da. Că tu ești un bărbat în casă, tu ai rămas. Să dormi cu ea, să-i dau gripa. Auziți? Da. Să ai grijă de babă. Și așa mai ia cu friguri. Aha, cu friguri. Vezi cine are grijă de cine când te-a numai. Da, unde te duci? Copiii mei care le-am că vezi cine are. Ăsta mai un pic crește mare și ăsta. Nu mănâncă o bucătură să ne lasă nouă. David din încă o lasă găina. Auzi și Mădălina? Auzi, da. Dor cu ea. Serios, spun. Serios, păi și dacă îi dau gripa? N-a să dor jos, ia salteaua și o pui. Da, ia salteaua în lumina, mă plâng cu mine. Ia salteaua în lumina de la etaj. Da. Ușor, ușor. Ha? Da. Nu lăsa. Mă și las. Să-mi pun aparat în fiecare seară. Lasă dormi acum. Pe auzi, nu poate e în cameră. Lasă că dor, văd eu, mă pun nu jos. Nu lăsa, serios, martor aici. Martor, uite, David! Vede și Dănuț. Nu neargă după găină. Auzi? Auzi, da. Mamă, Istrelu, gata, prieteni. Ne auzim, o să vă filmez de la Timișoara, de la Cluj. O iau așa, ca să știți. O să vă filmez așa turul României în două dai, săptămâni, am timp. Ce? Cocoș. Cocoșul, iau? Ia. David, lasă-l. Gata, prieteni, ne auzim din fiecare oraș, filmez așa și peste tot. O să vedeți că n-am ce face, prieteni, plec așa, mă duc după ferotaniile mele, stocuri de marfă ce facem noi cu ferotani. Nu facem prostii. Nu, nu. Tu te-ai gândit la altceva, că prostii? Nu, că-s cuvinte. Sărac de tine. Nu, că n-a cine să se uite la mine. Sărac de tine. Eu. Sărac. Nu, bătrân, uite. Moș bătrân, cine e dracu să uite la mine? Mai de capul meu. Eu repede ne-am zis, fără prostii. Adică, ea s-a prins repede. Ei, da. Bărbat cu minte. Nici când dorme cu... Nici când dorme, cred că nu-i cu minte. Ba da, hai, dă să te pup și du-te în casă că ești fără tu. Hai. Jandră. Gata, prieteni, vă doresc o zi frumoasă, minunată, ne auzim. V-am pupat, o zi frumoasă să aveți.